Bun. Deci am făcut intrarea o dată la single, o dată la double, acum o să facem finalizarea proiectării la două picioare, ok? Deci am aceeași intrare. Stai cu ce picior vrei tu în față. Bun. Dacă stă așa, fac fentă la cap, am băgat piciorul pe linia dintre degetele lui mari, vin cu mâinile în spatele genunchilor și lovesc cu umărul în abdomen. Acum o să facem și continuarea. Vreau să vin cu piciorul în exteriorul picioarelor lui și să-l împing cu capul în direcția asta. Nu vreau neapărat să-l pun jos deocamdată, vreau să-l dezechilibrez. Deci vreau să fac mișcarea să fie fluid. Am venit, am împins, am venit foarte important cu piciorul în lateral și acum îl împing în direcția aia. Vreau să vin încoace. În momentul în care eu îl împing încolo, ce vreau să obțin? Vreau să obțin ca piciorul pe care îl ridic să fie ușor. În momentul în care lui las greutatea în partea asta, piciorul ăsta e mult mai ușor și pot să-l ridic. Odată ce îl ridic pe un picior, o să am mult mai multe opțiuni. Adică chiar dacă nu pot să-l pun jos încolo, deci m-am dus, mă întorc cu el și pun piedică și îl pun în partea asta. Nu o să facem asta, doar că ne dăm mult mai multe opțiuni. Ce vreau să puteți să faceți este să aveți puterea să-i ridicați piciorul și să-l dezechilibrați. Odată ce el este dezechilibrat și este doar pe un picior, veți avea mai multe opțiuni de atac. Ok? Deci încă o dată facem aceeași intrare pe care am făcut-o până acum. Piciorul în lateral și ridic piciorul și doar îl împing. Dacă vreți, îl și puneți jos, adică vreau să ridic mai mult piciorul și să-i blochez genunchiul și să mă duc spre spatele lui, ori doar îl dezechilibrați. Cum preferați, ambele variante sunt ok. Ok? 1, 2, 3.